După cum am promis, datorită sumei fabuloase de 10.000 de abonați, am să fac un episod special weekendul acesta în care am să vorbesc despre viitoarele proiecte și am să vă ofer și niște date generale despre mine, de exemplu care este numele meu, câți ani am, toate chestiile astea. Pentru a fi mai interesant clipul și pentru a realiza o conexiune mai prietenească cu voi, am să vă rog să lăsați în secțiunea de comentarii la acest videoclip întrebări legate despre mine. În schimb, evitați întrebările despre cum te cheamă, unde stai, câți ani ai, pentru că, după cum am spus și mai înainte, am să vă zic toate chestiile astea înainte de a începe videoclipul propriu zis. Deci lăsați și voi niște întrebări mai profunde și fără chestiile generale. Iar acum e timpul să trecem și la treburile cu adevărat importante. When you're a kid, you think bad things only happen to other people. But if it can happen to me, it can happen to you. I should never have smoked. That was my life. Statisticile privind decesele provocate de bolile asociate fumatului sunt de multe ori mai puțin impresionante decât o privire atentă asupra chinului prin care trebuie să treacă organismul uman pentru ca fumătorul să beneficieze de momentul euforic generat de ingestia nicotinei. În urmă cu 6 ani, autoritățile din New York interziceau fumatul în parc, la plajă, la piscină, în centrele de recreere, precum și în alte spații aflate în administrarea departamentului parcuri și agrement. Astăzi, aceleași autorități s-ar putea lăuda cu reducerea cu 2/3 volumului de mucuri de țigară găsite în parcuri. Succesul lor a fost însă întrerupt de un proces prin care o asociație de fumători a contestat decizia administrației. Capătul de acuzare, nu există nicio bază socială și științifică pentru această interdicție. Every cigarette is doing you damage. Every time you inhale, tobacco smoke condenses in your lungs to form tar. This is a healthy lung. And this is the amount of tar a pack-a-day smoker breathes in every year. Smoking creates blood clots, which can cause strokes. Some strokes kill, blind, or paralyze. Others you don't even know you're having. This is the result of a minor stroke in a smoker aged 38. Every cigarette is doing you damage. Știința se încăpățânează totuși să o contrazică pe activistă. Fumatul și obezitatea sunt mai periculoase chiar decât radiațiile nucleare, reiese din statistici publicate anul trecut într-un ziar britanic. În fiecare an, unul din 5 decese este provocat de o boală asociată fumatului, o proporție mai mare decât cea deceselor provocate de consumul de alcool, accidentele de mașină, sinucideri, sida, crime și consumul de droguri, toate la un loc. Statisticile sunt mai puțin impresionante decât o privire atentă asupra chinului prin care trebuie să treacă organismul uman pentru ca fumătorul să-și ia minutul euforic generat de nicotină. O țigară conține 4.000 de compuși, numai puțin de 60 dintre aceștia sunt carcinogeni cunoscuți. De aceea este vital să știi ce se întâmplă în corpul tău atunci când fumezi. Tutunul nu se digeră, organismul nu descompune fumul inhalat într-o formă în care poate să-l absoarbă și să-l folosească drept energie. În schimb, fiindcă sângele și celulele umane nu au fost construite pentru a procesa fumul de țigară, acesta se ingerează. Din acest motiv, chimicalele și substanțele carcinogene îți otrăvesc corpul la fiecare pufăit. Când fumezi, un amestec de gaz este liberat în jurul ochilor, a nasului și în gură. Ochii te pot ustura, poate începe să-ți curgă nasul și să-ți se irite gâtul. Fumul îți paralizează cilii, care în mod normal curăță tuburile bronhiale și plămânii de materiile străine nocive. Când ajungem plămâni, fumul de țigară afectează celulele scavenger, care ar ajuta la îndepărtarea particulelor dăunătoare din săculeții de aer numiți alveole. Fumul inhalat se transformă în tar, care se depune pe plămâni. Doar 30% din tar este expectorat atunci când se expiră fumul. Restul de 70% rămâne în organism, iar chimicalele din țigară intră aproape imediat în fluxul sanguin. De acolo ajunge direct la inimă, de unde este distribuit apoi în tot corpul. Inima începe să bată mai tare imediat ce o țigară este aprinsă. De aceea medicii avertizează că fumatul poate provoca aritmie.
adică bătăi neregulate ale inimii. În plus, tensiunea arterială crește cu 10 până la 15%. Creșterea tensiunii înseamnă și creșterea riscului de infarct sau atac cerebral. Nivelul de oxigen din sânge este redus, deoarece monoxidul de carbon produs când fumezi păcălește corpul să creadă că este oxigen. Celulele nu sunt suficient alimentate cu oxigen, astfel că inima face eforturi suplimentare pentru a-l furniza. Oamenii de știință au descoperit că fumătorii au de 4 până la 15 ori mai mult monoxid de carbon în organism decât nefumătorii. Monoxidul de carbon este același gaz care iese pe țeava de eșapament a mașinilor. Slaba oxigenare a celulelor are efecte devastatoare asupra organismului. Pe lângă arhicunoscutele efecte asupra plămânilor, a inimii și a vaselor de sânge, lipsa de oxigen din celule duce și la îmbătrânirea prematură, la scăderea fertilității, instalarea timpurie a menopauzei și apariția impotenței. Pe lângă acestea, atenuarea gustului și a mirosului, fiindcă tarul îmbracă receptorii de pe limbă și din nas, par doar niște detalii. Tot acest angrenaj de pagube biologice sunt puse în slujba transportării nicotinei spre creier, unde în răspuns se eliberează dopamină, care provoacă pentru câteva minute o anume stare de bine. Cam acestea au fost cauzele fumatului explicate în format științific. Dacă fumezi, voi face în curând un clip în care voi vorbi despre cum să te lași de fumat, iar dacă încă nu fumezi, nu o fă niciodată. E oribil. Adică să fim serioși, vorbim despre viața ta. Viața ta este în joc. Cam atât a fost și pentru astăzi. Dacă ți-a plăcut, nu uita să apeși butonul de like. Dacă vrei să faci parte din comunitatea noastră, e nevoie de un simplu subscribe. Iar pentru a oferi o șansă de extindere familiei, ei bine, un share ar face posibil acest lucru. De asemenea, mă găsești și pe Facebook. Pentru a fi la curent cu live-urile și cu alte detalii legate de canal, trebuie să dai un micuț like. Link în descriere. Acestea fiind spuse, vă urez o seară faină și ne vedem data viitoare. Salut!